cei care doresc acum multe în ceea ce privește familia Mărturiei Cuvintei, doamna Lidia, să fie mai să duce o lansare de carte la Librăria Sofia. Cred că acea carte a doamnei Lidia Sărbitoare este plină de nuanțe ale vieții Părintele Cuvintelor Sărbitoare. Sperăm că această premieră să continue, adică să fie invitată pe doamna primară Franca la această facultate. Și acum vorbim de Anabar să ne să fie împreună cu părinții, așa cum am văzut. N-am înțeles nimic din ce mi-a spus părintele, dar știu un lucru sigur, că este un om
comunica într-un tot împlinirea poruncilor fundamentale, atât ale Vechiului Testament și ale Noului Testament, în sensul în care nu poruncile fundamentale sunt să iubești pe Dumnezeu tău din toată puterea ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău, iar ființa Părintele respira această dragoste nesfârșită față de Dumnezeu. În preajma Dumnezeului simțeai că Părintele este un om mai iubit Dumnezeu și prin Dumnezeu se transmite dragostea lui Dumnezeu. Totodată, nu Vechiul Testament spune să iubești pe aproape de tot ca pe tine însuți și acest lucru de asemenea se percepea foarte acut. Ca și Noul Testament, Domnul Hristos, care îi îndeamnă pe ucenicii săi să se iubească cum El i-a iubit pe ai săi. Și toți care erau preajma Părintele simțeau această dragoste. Această dragoste care se transmitea către ceilalți ca o lumină lină. Pentru că așa mă spunea și Domnul Mitraș, Părintele emana foarte multă lumină. Dacă observați și tablou Grigoria, este un tablou care acest lucru încearcă să transmită lumina extraordinară care, pe care o transmitea Părintele. Acum aș vrea să vă povestesc câteva lucruri despre viețuirea Părintele, așa cum am început-o sigur din vizitele pe care le făceam. N-a spune nici foarte de, nici foarte rar. Ceea ce uimea la Părintele, care era un recunoscut ca un titan al gândirii teologice chiar din timpul vieții și în partea amicii și în străinătate, era simplitatea extraordinară a vieții sale. Spuneam acum câțiva ani când am mai avut o parte dedicată Părintelui, că era o viețuire aproape una hală. Apartamentul în care lucra Părintele era un apartament foarte micuț, încăperea care își primeau aspecții, era o încăpere minusculă, am spune, era de mirare cum puteam să încapă uneori chiar zeci de oameni cu prilejul sărbătorilor religioase sau sărbătorilor Părintele aniversare sau alte sărbători. Și totuși, el era foarte încăpătoare, pentru că era o încăpătoare inimile în celor care locuiau acolo, Părintele, Părintele și ale soției sale. Așa, de asemenea, să precizez comunia extraordinară care exista între Părintele și soția Sfinției sale, doamna Prodasă Maria, cum îi spunea mai măcuța, care era o persoană cu o mare ființă duhovnicească, cu o mare, cred eu, forță la mântuită, pentru că era o mare rugătoare. Din câte știu eu, era o mare rugătoare la psalmire. Era și un complement al Părintelui și un ajutor extraordinar. Noi mai întâmplă spuneam că Maicuța este cerberul Părintelui pentru că nu putea să treacă nimeni în terfița când Părintele lucra. Părintele avea un program foarte rigoros pe care îl respecta aproape zilnic. Dar era în același timp plină de deschidere și de căldură față de oaspeți în momentul în care venea momentul vizitelor. Mi-am amintit de un moment foarte curios, odată că dimineața mi-am venit către serviciu, pentru că lucram în zona centrală aproape de universitate. L-am văzut pe Părintele, care și dânsul locuia pe strada fostă centra cu Dumitru Sălivan. Foarte devreme, grăbit, cu un buchet de flori uriaș în mână. Și mi-am dat seama că probabil era ziua Mamei Progrese, nu știam exact care era ziua de naștere, și Părintele se scoase de dimineață ca să o întâmpine cu flori de aniversare a Mesei. M-am greșat acest lucru. Adică, normal, sigur, suntem obișnuiți cu astfel de gesturi, dar Părintele era și un om extrem de adâncit de studiul gestului și o persoană care avea o anumită vârstă
fie punctată, cum se numește, de partea nețului. Deci comuniunea aceasta era extrem de frumoasă și extrem de adâncă. Este chiar, aș spune, ilustrativ faptul că Petre s-a stins, mă câteva nu după ce plecați și soția Sfinției sale. De asemenea, aș menționa că, deși era atât de subundat în studiul Sfinților Părinți, a tuturor lucrărilor teologice pe care le studia și apoi le tănâncea, Părintele avea un firesc, un mod foarte firesc de a viețui, de a trăi. Și aici îmi amintesc de un moment foarte interesant, mi s-a părut mie, din amintirile doamnei Nică Stăniloae, care menționa că atunci când domnul Dumitraș era copil, Părintele îl însoțea la filme. Mi-am trecut din perioada când eram copil, de filmele cu Vinetu și cu toate celelalte ecranizări ale unor cărți pentru copii. Deci, disponibilitatea sa pentru ceilalți mergea chiar până la arența unor în a-și urma programul de studiu. Cum se denumau vizitele noastre? Ele, bineînțeles că aveau un far mai nespus și prin aceea că Părintele ne învăța cum să gândim creștinește despre lume, fără un discurs pedagogic, ci pur și simplu prin comentariile pe care le făcea. Și aceste comentarii aveau teme foarte diverse. Bineînțeles că foarte adesea ne comenta ceea ce făcea dimineața, deci ziua respectivă, evident, comentarii la unele texte ale Sfinților Părinți și avea câteva teme predilecte pe care le vedea și încerca să ne transmită această încredere în faptul că Dumnezeu prin Sfânta Trăime este prezent în viețile noastre curmea și este totdeauna prezent prin iubire. Aceasta era o temă foarte iubită de Părintele, iubirea existentă în Sfânta Trăime, care este o iubire exemplară fiind părtășită de toate cele trei persoane. De asemenea, Părintele discuta probleme de actualitate, deci care se iubeau în spațiul românesc, dar nu numai. Părintele primea și lucrări reviste străine și un om ne mai indica câte un articol dintr-o revistă sau ne comenta. Și aici aș recunoaște ceea ce domnul Dumitraș spunea puțin mai devreme, că Părintele, deși era plin de îndeze și de bunăvoință față de oamenii din jur, în ceea ce privește opiniile, nu numai teologice, dar mai ales în primul rând teologice, era necruzător în a sancționa orice abatere de la dreapta veniță. Foarte adesea ne-a comentat unul sau altul dintre articolele pe care le mai bine am întrebat de plină un articol al lui Ganaz, dintr-una dintre revistele Contact. Era o revistă care vădea la Paris, editată de Olivier Cremant. Și, deci, Părintele, pe această cale încerca să ne învețe cum să plecăm operele sau gândirea teologică sau chiar gândirea comună a celor din jur prin prisma creștină. De asemenea, am inteles foarte bine că Părintele comenta și despre literatura română, și deplângea faptul că puțini dintre scriitorii români s-au dovedit că au o gândire creștină autentică. Se știe că s-a avut o celebră polemică la perioada interbelică, pe tema Marele Iarni. De asemenea, o temă foarte multivită de Părintele era tema despre spiritualitatea de poporului român. Părintele era foarte mult poporul român. Avea
era o imagine puțin idealizată, îi plăcea părintele să-și amintească lucrurile minunate care se petreceau și prin mereu comentat despre bunul simț al românului și al poporului român, despre buna cuvință, făceau întreagă etimologia cuvântului și deseori că interlocea etimologiei ale cuvântului, despre istoria poporului român, despre deseori spuneam că suntem între Orient și Occident, ca o punte de legătură ca popor. Deci era dragă această tema legată de istoria, spiritualitatea, cultura poporului român. Apropo de aceasta, am să vă spun și o mică glumă pe care o spuneam părintele, că nu era un om sforțos. Era un om firesc, avea un firesc în felul în care vorbea, se exprima, deși chiar avea un umor pe care nu se exprima să-l arde uneori. Avea o glumă preferată despre un om de cultură important pe care îi întâlnit, că n-a să spun numele, care obișnuia să țină conferințe la țară și ducându-se într-un astfel de sat, în sat, la un moment dat, ținând o conferință, fiind foarte încântat de aparenta reacție de înțelegere și de bunăvoința țăranilor, dar a sfârșit cineva, altcineva, dintre personajul respectiv, a întrebat un țăran, ei, ba, de ce ai înțeles dumneata din spusele acestui om mare? La care el a răspuns, țăran părintele, da, are multă minte, dar minte tăpură. Și pentru mine, cel puțin, acesta a fost un repet de luat în seamă. Și în ceea ce privește judecata la oamenilor, sunt probabil mulți oameni care au multă minte, dar multă tăbună, din păcate, asta se întâmplă. Da. Deci, ceea ce am spus, aș mai avea de spus un lucru foarte important, ca să nu mă întâlnesc la lucrurile, totuși este un lucru foarte important. Ceea ce pe mine m-a impresionat foarte mult la părinte, a fost faptul că tot ceea ce comenta, nu părea că vine neapărat de la sine. Adică, părintele avea un soi de smerenie care... Deci, încerca tot timpul să se raporteze la Evanghelie, la învățătura evanghelică și la învățătura Sfinților Părinți. Și comentariile Sfinției sale făceau această trimitere, care, de fapt, însemna o mare smerenie și o situarea sa în nou cadrul văzăturii Hristos, cine vrea să numeze, să se repede de sine și apoi să numeze. Deci, Părintele, cred eu, că avea această repădare de sine, care era perceptibilă atât în opera sa, cât și în prezența sa, în toată ființa sa. Vă mulțumesc! Voi propune așa, cu Dumnezeu, rog pe